Județele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Călăraș, Cluj, Covasna, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Prahova, Timiș și Vaslui, Olt și municipiul București au luat parte la depunerea jurământului subprefecților. La Slatina, ceremonia a fost organizată în sala de videoconferință a instituției prefectului. Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a deschis ceremonia, după care fiecare subprefect a depus jurământul. La viitor, subprefect, astfel încât echipa să fie cât mai unită, bine organizată și să facă tot ceea ce stă în putință pentru binele județului dumneavoastră. Articol unic, domnul Hristescu Nicolae exercită cu caracter temporar în condițiile legii funcția publică de subprefect al județului Olt. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Olt. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mult succes și să aveți un an bun! Vă mulțumesc! Pe această cale, vizibil emoționat, tânărul ocupant al funcției publice le-a mulțumit tuturor celor care i-au acordat sprijin și încredere și a promis că va face o echipă bună cu Hormorean. Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost astăzi alături de mine. Pentru mine, pentru cariera mea, se deschide un nou drum. Vreau să mulțumesc domnului prim-ministru pentru hotărârea pentru ordinul de numire. Vreau să mulțumesc și în primul rând domnului președinte al organizației județene ALDE, domnului Ioan Ciugulea, tuturor apropiaților, tuturor prietenilor care m-au susținut și au avut încredere în mine pentru drumul care urmează să-l străbat. Cât despre ideea de echipă, eu cred în ideea de echipă, vin ca un plus alături de domnul prefect Hormoreanu, predestinat sau nu, începem cu litera H, da? Și cu tinerețea, cu experiența, cu expertiza acumulată de-a lungul anilor în diferite instituții în care eu mi-am desfășurat activitatea, cred că voi fi un plus și voi reuși să vedem într-o perioadă rezultatele, eficiența și rolul nostru al instituției, pentru că avem în față cetățenii acestui județ. Pentru numirea lui Hristescu, inspector șef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt, marți dimineața a fost schimbat din funcție Florin Dumitru.